Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului nostru Dialoguri. Astăzi, în la această ediție, l-am ca invitat pe Mihai Borogan, directorul executiv al companiei sociologice iData, date inteligente, și un mare amator de fotbal, dar despre fotbal o să discutăm un pic mai târziu, pentru că și pentru mine această temă este interesantă în contextul campionatului european. Cel mai trist este în toată povestea asta, Mihai, e că această emisiune este înregistrată chiar înainte semifinalii între Anglia și Olanda și nu avem tabloul complet ca să știm finala de duminică, dar eu sper pe o finală dintre Spania și Anglia și Spania să iasă câștigătoare. Dar până atunci, bine ai venit, mulțumesc că ai acceptat invitația. Mersi pentru invitație, va fi un meci cu siguranță foarte interesant de seară. Să sperăm, să sperăm, foarte mult sper, indiferent cine va câștiga. Date inteligente. De ce date inteligente? Ce aici inteligent? Trebuie să spun că există o legătură foarte strânsă între compania date inteligente și fotbal, în special campionatul european de fotbal. În 2016 am avut ocazia să merg în Franța la campionatul european și am fost la toate meciurile din grupa ale României. Și după înfrângerea 1-0 de la Albania, ceea ce ne-a permis România să se califice mai departe, mi-am scurtat atunci călătoria și am revenit mai rapid acasă. Și a doua zi după revenire am înregistrat împreună cu colega mea, Veronica Ateș, compania Date Inteligente. Deci, cumva, aveam 8 ani, recent am împlinit, adică aveam certificatul și sunt 8 ani de succes și, da, e legat și de campionatul european și de participarea României, pentru că ultima dată România a participat 2016. Exact, acum 8 ani. Însă și ideea de a crea o companie a apărut un pic mai devreme, era o necesitate pentru mine ca să pot valorifica cunoștințele în domeniul statisticii. Eram într-o zonă de confort, într-un proiect de consultanță, cu un salariu foarte bun, foarte mare, dar simțeam că pot mai mult din punct de vedere profesional și, deși până atunci nu vedeam cum să mă realizez ca antreprenor, am decis să risc cu totul. Am început de la zero, creat compania, date inteligente pentru că asta mi-a venit una din primele idei de numire de companie și pe urmă orice altă idee nu era mai interesantă decât asta. Și la început utilizam mai multe variante, date inteligente, intelligent data, iData, iData. Acum deci am rămas la iData sau date inteligente. Ca să fie clar pentru toată lumea, iData sau date inteligente, face sondaje, ca să fie simplu. Facem sondaje, facem studii de piață, facem studii calitative, facem analize de date, deci facem un spectru foarte larg de cercetări, inclusiv unele foarte complexe. Recent am încheiat pilotarea Registrului Național al Fermierului cu înregistrarea 10.000 de fermieri în toată Republica Moldova. Bine, în 15 raioane, dar geografia e foarte extinsă și este una din cele mai mari proiecte realizate de noi și puține companii în general fac astfel de proiecte în țara noastră. Mihai, poate o întrebare mai stranie, dar eu o să te întreb. De ce avem noi nevoie de sondaje? Pentru că, da, cu sau fără ele putem trăi? Putem. Bine, întrebarea e cine are nevoie de sondaje și aici pot să mă refer la cine sunt clienții noștri. Da, asta voiam să întreb care sunt comanditarii de obicei. Comanditarii cei mai mulți sunt de peste hotare, sunt organizații internaționale, uneori private care sunt contractate de alte organizații internaționale sau la direct, sunt reprezentanțele organizațiilor în țara noastră și măsură mai mică sunt agenții economici din Moldova, ONG-uri, mai aplicăm și la unele tendere ale instituțiilor de stat, dar mai rar, pentru că
ele nu sunt foarte atractive din punct de vedere a oferte financiare și este mult corupție acolo. De ce noi rar când luăm decizii însuși de a participa la tendere naționale. Deci, statistica e interesantă pentru oricine, chiar și dacă vorbim despre fotbal, mulți vor să știe în termeni de câte procente țin nas cu Anglia și câți cu Olanda. Pentru mulți e un rezultat interesant. Pe mulți interesează câți vor să aderăm la Uniunea Europeană și câți nu. Sunt multe chestii care sunt legate începând la curiozitate simplă până la informații în baza cărora se iau decizii. Noi lucrăm mai mult cu instituțiile care iau decizii în urma datelor pe care noi le colectăm și le prelucrăm și prezentăm, dar mai oferim și informații de interes general, de exemplu, în fiecare an, de la primul an de fondare, noi facem un sondaj de Paște și venim cu informații, câte ouă vor vopsi moldovenii, de ce culori, cât vor cheltui la masă de Paște, cât sărbătoresc Paștele, cât merg la cimitir, cât nu merg la cimitir. Astea sunt informații interesante, dar ele nu pot să nu aibă o aplicabilitate, dar, de exemplu, în timp putem să aflăm o anumită tendință. Dacă oamenii cheltuie mai mult pentru masă de Paște, înseamnă că ori există inflație, ori oamenii devin mai bogați, sau dacă cheltuie mai puțin, atunci... Deci, cred că varianta, prima variantă e mai plauzibilă. Da, de obicei, inflația explică în cazul nostru foarte multe chestii. De asta voiam să te întreb, pentru că sunt întrebări și mai neobișnuite. Iată, una dintre ele mi-a zis-o. Au fost și alte întrebări neobișnuite, așa, pe care le-ați inclus în sondaje, care poate păreau stranii pentru intervievați. Bine, noi ne străduim ca întrebările să fie neutre, să nu ofenseze pe cineva, să nu fie tendențioasă, să aibă sens. Noi întotdeauna lucrăm cu clienții ca să-i ajutăm, ca versiunea chestionarului care ajunge la persoane fizice sau companii sau OSC-uri uneori, să conțină întrebări care au sens, ies una din alta, sunt ușor de înțeles. De ce întrebări ciudate noi nu prea avem. Exemplele pe care le-am dat sunt exemple care putem să le includem în categoria ciudate, dar ele sunt ok. Adică, din când în când bine, putem... Bine, cum ai zis tu, în timp ele pot să aibă o valoare cel puțin informațională pentru public. Dar și pentru autorități, sper. Cât se cheltuie, spre exemplu, sau câte ouă se vopsesc, dacă mai puțin sau mai multe. Și de aici determină gradul de inflație. Pentru urgențe economice, ca să-și planifice câte da, ouă da. Să pună deoparte. Da, cei de la avicolă. Exact. Despre sondaje. Sondajele sunt cele mai interesante de obicei pentru noi cei din presă, atunci când publicați procentajul în cazul alegerilor parlamentare, procentajul partidelor sau în cazul alegerilor parlamentare sau locale și procentajul candidaților la prezidențiale. Astea sunt de obicei cele mai interesante și cele pe care presa le dă aproape de fiecare dată. Iată, după publicarea acestor sondaje, unii se bucură, candidați politicieni, alții vă blamează și spun că ăștia au prezentat eronat, că ăștia sunt corupți, că au fost plătiți de o companie nu știu care ca să prezinte niște date care nu sunt în favoarea noastră. Speculații și acuzații de tot genul. De obicei, voi cum reacționați la aceste reacții? O să explic pe scurt de ce noi facem sondajele astea și de ce le prezentăm. Este unica noastră modalitate de a ne face publicitate. Și o facem de vreo 3 ani în mod constant, sau chiar poate 4-lea an. Deoarece, așa cum și tu ai menționat, anume datele despre politică sunt cele care sunt distribuite de presă și foarte mult se interesează. Noi am încercat cu alte domenii nu prea merge, chiar și cu audiența
audiența media sau cei mai urmăriți jurnaliști sau prezentatori. Deci aceste informații nu erau așa de importante. Politica merge foarte bine, de aceea noi cu mare plăcere colectăm date și le prezentăm. Există opinii diferite. De obicei, așa cum ai menționat, politicienii, partidele se bucură când sunt mai sus. Și dacă nu sunt mai sus, respectiv, pot să aibă dubii referitor la datele sondajului. Acum nu avem așa de multe reacții și cumva suntem ok, adică noi prezentăm datele, sunt anumite feedback-uri, eu personal comunic cu politicieni din partide diverse, din la dreapta până la stânga, centru, și nu de fiecare dată, dar uneori mai facem un schimb de opinii. Pot spun că mai ofer anumite informații gratuit, dacă îi solicită, pentru că noi avem posibilitatea să dezagregăm unele date și, deci, pe lângă procentele care noi le afișăm, noi uneori, dacă ne roagă frumos, putem să mai oferim. Deci, politicienii, dacă ne urmăresc, pot să știe că dacă se adresează și roagă frumos, putem să le dăm mai multe date. Avem niște reprezentanți mass media care mă iubesc în mod special și mă asociază cu fratele meu care cândva a fost deputat fracțiunea socialiștilor, deși n-a fost membru de partid, deși a fost doar 2 ani, deși a trecut mai mult de 2 ani de atunci. Ei și până acum mi-au pus o ștampilă și companiei mele. Dar deja m-am deprins și cu asta. Din păcate, presa de la noi nu e chiar liberă sau, mă rog, nu e suficient de obiectivă și independentă. Dar alte chestii nu ne deranjează, suntem ok. Dar zic că presa nu e prea liberă și independentă. Eu zic că e liberă, doar că în această libertate există și părtinitoare. Și nu poți să-i acuzi pe nimeni că o fac din finanțări ilegale sau doar dacă se demonstrează în judecată, dar nimeni mi se pare că e părtinitoare. Și așa cum ai spus tu, nu este obiectivă. Nu se bazează pe informații. Ei, dacă vii cu declarația că rezultatele sondajelor unei companii nu sunt veridice, deoarece fratele directorului cumva a fost... Cam on, asta deja nici nu e interesant. Adică sunt niște motivații subte din deget și în mod normal instituțiile ar trebui să se autosesizeze sau, de exemplu, eu ar fi putut să am încredere că dacă mă adresez în instanță, în așa cazuri o să mi se facă dreptate, dar eu nu cred că se merită pentru că e pierdere de timp. Toate instanțele cu ziarele respective sunt destul de bine legat în prezent. Nu? Uite, din ce am observat eu atunci când dau știri despre rezultatele sondajelor, cel puțin în ultima vreme, din comentariile pe care le postează oamenii nu pot să-i acuzi necunoscându-i și neștiindu-le capacitățile, este includerea în sondaje a reprezentanților blocului politic, Pabieda, fost șor, fost șansă, fost... Știi, și lumea se indignează, dar păi cum ăștia, cum, că dacă le dai declarat neconstituțional, ba, sunt fugari, alții au probleme cu legea aici, li se ridică imunitatea și așa mai departe. Cum? Adică ăștia au încredere, cum? Asta văd în comentariile oamenilor de la știrile pe care le postez. Bine, asta e un paradox, într-adevăr. Persoane care nu sunt în Republica Moldova, eu mă refer concret la Ilan Șor, are un nivel înalt al ratingului și el nu scade semnificativ. Dar ca metodologie, noi includem listă de politicieni din Republica Moldova, care lista asta se actualizează de fiecare dată în baza răspunsurilor. A fost o perioadă când partidul Șor, dacă nu greșesc, a fost radiat din registru și noi am exclus opțiunea de răspuns partidul
popular ușor, dar oamenii continuau să, să-l numească, deoarece era opțiunea altă variantă. Da? Mm-hmm. Sau, de exemplu, la prezidențiale, Ilan Șor nu poate candida pentru că nici nu are vârsta potrivită. Și noi nu-l includem în listă. Bine, da. Dar, nu este. Dar există oameni care îl numesc. Și noi, în cazul dat, procentul lui îl punem la alții. Deci, pentru că nu putem să-l scoatem în față, pentru că nici nu o să candideze. Deci nu are sens. Uh-huh. Dar când e vorba, în general, despre percepția despre politicieni, noi lăsăm, pentru că asta e opinia oamenilor. Chiar dacă e bună sau e rău pentru anumite persoane, noi încercăm să venim cu o imagine obiectivă. Noi nu putem să venim întotdeauna cu imagini foarte frumoase, din basme, să exagerăm. Deci, da, sunt lucruri neplăcute, sunt procente care nu plac, dar cei care au posibilitatea să ia decizii, care fac analize, ei pot să urmărească tendințele astea și să utilizeze datele în mod productiv. Nu există nimic perfect și nu ar trebui să ne așteptăm. Și opiniile oamenilor sunt opiniile oamenilor. Noi doar le măsurăm. Vezi tu că acum, în perioada asta, întrebarea care poate e mai importantă decât cine va câștiga la prezidențiale sau câte procente are un candidat sau altul, este cum veți vota la referendumul privind integrarea europeană. Aici toată multă atenție se atrage, pentru că se mizează foarte mult pe această inițiativă și aici există riscul ca o casă de sondaje, spre exemplu, dacă ai dată, mâine prezintă un sondaj în care arată că 48%, spre exemplu, sau 49% dintre respondenți, doar 49% susțin aderarea Republicii Moldova la UE, atunci s-ar putea să aveți probleme. Ar fi interesant de văzut dacă chiar așa va fi. Noi nu am avut până acum probleme sau amenințări sau nu știu, poate ceva indirect care nu cunosc, dar referitor la vectorul european, noi suntem foarte transparenți, noi din 2020, cel puțin aproape lunar, deci cu o frecvență destul de mare, adresăm toate sondajele noastre, barometru ai dat întrebarea despre aderarea la Uniunea Europeană. Noi am prezentat întotdeauna dinamica și toate procentele arată un singur lucru, că în cazul unui referendum, moldovenii ar vota destul de masiv pentru aderare și acolo nici măcar nu e vorba de 51-49, e vorba, în cel mai rău caz, de 55 pentru, 35 contra și vreo 10 care nu se decis. Adică proporția dintre cei care ar vota pentru și cei care ar vota contra e net superioară și eu nu văd niciun motiv ca ea să scadă până la referendum. O altă întrebare bună este cu ce ajută acest referendum. Am citit recent când în Georgia vectorul de integrare europeană era inclus în Constituție de mai mulți ani și acum din cauza legii privind agenților străini, da, Uniunea Europeană întrerupe negocierile de aderare. Ceea ce e foarte trist, adică faptul că inclus în Constituție nu-ți garantează neapărat. Nu garantează nimic și referendumul ăsta, nu știu pe cine ajută, probabil pe doamna Maia Sandu, dar poate nu o să ajute. E o întrebare cu multe necunoscute. Cred că nu e util pentru nimeni. Da. Să vedem ce o să iasă. O să vedem. Am văzut că ai fost recenzat nu de mult, dacă, sau mai de mult, sau nu mai țin minte că... În orice caz, cum ți s-au părut întrebările la recensământ? Eu n-am avut ocazia să fiu recenzat, eu nu știu, poate eu mi-am domiciliul
casa mamei mele, poate ea a răspuns la întrebări, n-am reușit să o întreb, nu știu dacă ea și-a dat seama că a fost recenzată, dar cum ți s-au părut întrebările la recensământ? I-am reușit să recenzat în ultimul moment, deoarece în perioada de colectare a datelor eu m-am mutat dintr-un apartament în altul și era exact ultima zi când mai eram în apartamentul respectiv. Respectiv erau, am despistat o problemă metodologică, că recenzorii nu știau cum să gestioneze situațiile când o persoană se mută. Uh-huh. Deci dacă ar fi venit a doua zi când eu deja nu mai eram, probabil nu m-ar fi găsit nici la prima adresă, nici la a doua. Întrebările sunt foarte clare, concise. Eu personal am fost cu 20 de ani în urmă, deja în 2004 am fost recenzor, am colectat, pe atunci era pe hârtie, erau doar o săptămână de colectare și o săptămână de revenire, era un nivel de efort foarte mare și respectiv eu cunosc bine conținutul chestionarului, n-am văzut absolut nimic ieșit din comun, nimic deranjant și recenzoarea care a fost a adresat corect toate întrebările și a notat și a fost un proces simplu. Da, e o altă problemă că tu nu ești unica persoană pe care eu o cunosc și care nu a fost recenzată și asta ridică semne de întrebare, dar dacă locuiești cu cineva, da, posibil, cel mai probabil că deci răspuns pentru tine. Trebuie să vorbesc, pentru că n-am vorbit, mama nu cunoaște foarte multe despre toate aceste chestii, dar eu sper că a fost recenzată și mai doar sunt... doar că aici este un mic doar că, pentru că ea consideră că vorbește moldovenească, sunt sigur că și în dreptul meu a spus moldovenească și aici tot e un fel de denaturare, știi? Cred că probabil poți să te mai adresezi la linia verde la Biroul Național de Statistică pentru a preciza lucrul ăsta. Sau poate că nu. Cei care nu s-au recenzat, pentru ei vor fi luate date administrative și deci indirect vor fi identificați, dar probabil fără multe detalii privind, de exemplu, etnie sau limba vorbită. Da. Uite, foarte scurt, care este motivul pentru care vreo câteva mii de oameni au refuzat, spre exemplu, au refuzat să fie licențați? De ce? De ce reticența asta? Pentru ce? Să ne aducem aminte cum a început recensământul. A fost o campanie de informare foarte slabă. Oamenii nu știau exact la ce se aștepte de la acest recensământ. Plus au apărut câțiva... se numesc lideri de opinie, care au început să inventeze diferite basme despre recensământ, să sperie oamenii, să vină cu comentarii deplasate. Din păcate, pentru ei sunt și politicieni, și colegi de breaslă, dar cumva, după vreo câteva săptămâni, Biroul de Statistică s-a regrupat și... Mihai, eu te rog să te oprești și o să îți continui gândul, pentru că trebuie să mai discutăm despre acest subiect. Luăm câteva clipe de publicitate, apoi revenim. Revenim în câteva clipe. Noi am revenit alături de Mihai Burogan, director executiv al companiei sociologice iData, Date Inteligente, sau iData, Date Inteligente. Vorbeam despre reticența celor care nu au vrut să fie recenzați, spuneai de anumiți lideri de opinii care au speculat pe acest subiect, au introdus în opinia publică niște aberații și așa mai departe. Îți dau dreptate, așa a fost la început. Mai erau și niște întrebările fusese la publicate, câteva întrebări acolo erau neclare, ce aveați în ziua de 7-8 și așa. Au fost publicate chiar și chestionare care nu sunt adevărate. Da, da, da. Și a fost așa un vălmășeală. Dar, repet, de ce să nu vrei să fii recenzat? Adică
De da, unde? Ceea ce am vrut să spun cu introducerea asta e că, de fapt, numărul de refuzuri putea să fie mult mai mare dacă BNS-ul nu intervenea. Deci era o masă critică de oameni care deja erau gata să baicoteze recensământul și să îndemne și pe alții să nu participe. Din experiența mea, că noi deja de 8 ani colegem date doar ca și companie, pot spune că întotdeauna există un anumit procent de oameni care fie sunt antisociali, fie nu doresc din anumite principii care doar ei le înțeleg de a răspunde la întrebări, fie consideră că, nu știu, sondajul sau recensământul în cazul dat e legat de politică, e legat de, nu știu, de religie, de diferite chestii. Sau că numele lui va apărea undeva. Da, adică întotdeauna există o masă mică de oameni care nu răspunde și din punct de vedere statistic, ceea ce putem face mai bine e să identificăm cât sunt ei și există foarte multe metode de interpolare, de încercare de a identifica care sunt alți parametri, dar adică nu văd o problemă mare în asta. E chiar și faptul că oamenii sunt amendați, eu nu știu dacă ei vor fi amendați până la urmă, tot nu impede că pe mulți să participe la recensământ. Din anumite convingeri, ele sunt foarte diferite și foarte neînsemnate. Să fost vreun factor obiectiv important, atunci mult mai mulți oameni ar fi refuzat să participe la recensământ. Am înțeles, uite, nu pare rău sau bine, dar am decis această a doua parte să o alocăm fotbalului, sportul care ne unește. Fotbalul este practic unicul lucru care unește țara, Republica Moldova, deoarece în campionat încă avem o unitate între cele două maluri ale Nistrului. Deocamdată. Probabil va fi și în continuare. Bine, nu știu dacă să zic să sperăm, nu știu cât de bine sau cât de rău, dar măcar există o, să zic, competiție între cluburi, o concurență. Pentru, chiar dacă anul ăsta a fost o surpriză și pentru mine faptul că Petru Cuba a câștigat titlul, cu toate că eu, sincer, spun, nu urmăresc ceea ce se întâmplă în Republica Moldova din punct de vedere fotbalist, doar atunci când ai noștri joacă în cupele europene și mai observ câte un rezultat bunișor. Dar bun. Începem cu o întrebare simplă. Mie îmi place. Barcelona sau Real Madrid? Bayern München. Așa, mă mintuiam cum să răspund așa. Bayern München a fost slab sezonul ăsta. Da, a fost cel mai slab sezon, dar am avut ocazia pentru prima dată să fiu la un meci de acasă al lui Bayern. Mă rog, se mai întâmplă și sezonii mai proaste. Da, neacord. No, bine, în Champions League am ajuns în semifinale. Da, astăzi consideră sezon prost la Bayern. Da. Uite, ai fost la campionat european. Cum a fost? Cum ți s-a părut atmosfera din Germania? Am fost cu copiii mei. Unul băiat a împlinit 11 ani și unul împlinește acum 15. Am fost cu mașina, am fost la 4 meciuri ale României. Am ales doar meciurile României. A fost o experiență foarte faină, tot din perspectivă că am petrecut timp cu băieții mei. Susținut Naționala României și pot să spun că a fost o diferență foarte mare față de ce a fost în Franța în 2016. A fost mult mai mulți fani la toate meciurile. A fost o atmosferă extraordinară, începând cu ziua înainte de meci, ziua meciului. Foarte mulți faini români, toți în tricouri ale naționalei, cântam în centru, prin metrou. Era o chestie tare faină. Și în stadion a fost o atmosferă foarte bună. Am fost impresionat că România, deși avea un lot care probabil era cel mai slab după valoare din toate, a reușit să demonstreze un joc foarte bun. Și ce e interesant că meciul cu Ucraina, când a câștigat 3-0, nu a fost cel mai bun meci ca echipă. De exemplu, meciul cu Belgia, România a jucat mult mai activ, a creat mult mai multe ocazii, doar că a avut ghinion, probabil. A încasat rapid un gol, nu a reușit să fructifice ocaziile sale.
Până la urmă a pierdut de la două echipe puternice. Belgia, sigur, e mult și ca valoarea lotului și ca clasament FIFA este mult peste România, Olanda la fel. România, nici în afară de Drăgușin, nici măcar nu are vedete clare, cum au alte echipe, chiar și Georgia, cred că... Paraschelia sau... Și portarul lor, deci... Da, Mamardashvili, da. Chiar și George are mai multe vedete. Bine, și George a făcut o figură bună, apropo, la acest Euro. Da, pentru mine este o mare surpriză. Eu cumva mă așteptam să nu ia niciun punct, dar ei au reușit chiar să se califice. Au jucat decent în optimea de finală cu Spania, care probabil e cea mai în formă echipă la moment de la campionat. Da, în rest, celelalte meciuri le-am privit care în baruri, care în hotel, în fanzonă. Ceea ce vreau să menționez, eu am fost la 7 turnee finale din 2012 până în prezent și este total diferit să mergi la un meci în care susții naționala ta și un meci în care vezi alte două țări. Chiar și cu 10 ani în urmă, când Germania a câștigat campionatul mondial și eu sunt un mare fan al echipei Germaniei și eram cu fani germani lângă mine, eu mă uitam cum ei se bucură și eu îmi dădeam seama că ei se bucură un pic mai mult decât mine. Și desigur, e incomparabil bucuria unei victorii sau unui rezultat bun atunci când susții echipa ta. De ce? Pentru mine a fost un Euro foarte special, a fost cu play-off în care a jucat România, în care chiar mă gândeam serios că ar putea să ajungă la Berlin. N-a ajuns la Berlin, dar pentru nivelul actual, pentru lotul actual, cred că a fost o performanță foarte bună. Ceea ce am remarcat eu la echipa României a fost faptul că, mai ales în grupe, apărarea a fost beton. Bine, am casat două goluri de la Belgia, dar hai să ne spunem că nu au fost erori grave de apărare. Și Drăgușin, practic, și-a asigurat fie un loc titular la Tottenham, fie un transfer la altă echipă importantă, pentru că felul în care a jucat a demonstrat tărie de caracter, siguranță, alături de portarul Niță, care, din păcate, nu mai este la vârful carierii sale. Dar a făcut o figură foarte bună. Deși eu mă așteptam ca Horatiu Moldovan să fie titularizat, dar Niță a făcut o figură foarte bună, alături de Stanciu, care credeam eu, și eu inclusiv, pentru că eu îl urmăream la Steaua când era foarte bun, și mă gândeam că acum, jucând prin Arabia sau pe unde mai joacă, nu o să reușească să facă față, însă au făcut destul de bine. A marcat un gol frumos care a intrat, cred că, în top 5 la acest campionat european. Plus la asta, mi-a părut rău că în echipa României au jucat foarte puțini jucători care au fost activi în Liga, în Superliga României. Mă refer la Darius Olaru, în special, care putea, cred că, cu brio să joace fie în locul lui Răzvan Marin, fie în locul lui Marius Marin, acolo unde la centru, el având ambele picioare bune, având și creativitate, cred că putea să aducă o doză chiar și posesie României, dar și ofensiv, din punct de vedere ofensiv. Ai menționat corect că faza de apărare a mers foarte bine la echipa României. Da, am încercat să iasă scurt din apărare. Din păcate, faza ofensivă nu a fost întotdeauna suficient de tare și aici probabil au dezamăgit câțiva dintre vedetele. Poate nu sunt de top, dar sunt jucători de la care probabil se aștepta mai mult. De exemplu, Ianis Hagi, Denis Alibek, Pușcaș. Probabil miza pe ei a fost ceva mai mare decât ceea ce au reușit în teren. Pe de altă parte, Ianis Hagi a dus penaltiul, care a dus golul cu Slovacia. Golul de liniște, practic. Și da. Primul loc în grup.
Da, a fost locul întâi și e o performanță. Pentru prima dată în istorie participărilor la turneile finale europene și mondiale, România ia locul întâi în grupă. Așa ceva nu a mai fost și într-o grupă cu Belgia, de exemplu. Bine, chiar dacă cu 4 puncte, cu... dar asta chiar nu contează. Deci ei au fost cei mai buni, au meritele lor. Da, deci performanța a fost, de joc a fost unul bun și rezultatul pe măsură. De la o echipă cu așa lot, nu cred că cineva se aștepta, mulți considerau că nici nu vor ajunge în optime. E adevărat, dar după victoria din fața Ucrainei, multă lume deja se uita mult mai serios la echipa României. Adică este 3-0 este o problemă goluri. Este o problemă mare psihologică la români, probabil. Să ne ducem aminte de câteva exemple. 3-1 cu Columbia, urmat de 1-4 cu Elveția. A fost un scor 4-1 Steaua cu Dinamo Kiev în deplasare, când Gigi Becali deja visa că ia Liga Campionilor. Până la urmă a fost unica victorie din grupă și Steaua probabil că nici nu s-a calificat în play-off atunci. Nu s-a calificat, cred că nu, în Cupa UEFA, dacă nu greșesc. Da, în fine, nu a trecut pe filieră Ligii Campionilor. Acum a fost 3-0, după care a fost 0-2. Cumva, un rezultat foarte bun la început, în loc să motiveze jucătorii să continui, le dă aripi și ei cad foarte dur după rezultatul ăsta. Deși, așa cum am menționat, în meciul cu Belgia, România a jucat mai bine ca echipă, a jucat un fotbal mai... a avut o posesie mai bună, a avut ocazii muncite. Dacă cu Ucraina, mai putem spune că au fost niște șuturi care, cu anumit noroc, au nimerit partea. Cu Belgia au fost faze foarte bine construite, dar că n-au fost dus până la capăt. Da, și cu Slovacia tot. Mi s-a părut un joc de uzură mai degrabă, pentru că era clar că acolo, în celălalt meci, Ucraina avea nevoie de victorie și putea să obțină, apropo, pe final. A avut câteva ocazii pe final, dar România avea aproape 99% siguranța că se califică mai departe, indiferent de pe ce loc. Și meciul cu Slovacia cred că a fost un pic mai de uzură, așa. A fost două goluri marcate și în rest nu s-au întâmplat mari evenimente. Bine, dar a fost perioada când România pierdea de la Slovacia, da, 0-1, și atunci România era pe ultimul loc în grupă. Respectiv, a fost o miză importantă în meciul acela și golul din penalti a fost într-adevăr crucial. Bine, avea gol averaj bun în România. Asta... Da, golaverajul contează când ai egalitate de puncte. Dacă ai cu un punct mai puțin, deja golaverajul... Tu ai avut emoții mari la meciurile României? Cele mai mari emoții au fost la meciul cu Ucraina. Cred că printre cele mai mari emoții care le-am avut vreodată la vremea de fotbal, și dacă aș face un top 3, cred că Moldova-Polonia de anul trecut, 3-2 a fost pe departe, pe primul loc. Moldova-Țara Gailor 3-2 din 94, care a fost primul meu meci în naționale, și primul meci în naționale de acasă. Și cred că România-Ucraina 3-0 ar fi pe locul 3 după... Deja la meciurile cu Belgia, Slovacia, eram mai calm deja, adică cumva... Bine, era un confort că România a început cu victorie, da. Era pe primul loc. Practic, România de la începutul grupei era în permanență pe primul loc. Da, la început până la sfârșit, practic. Doar cu câteva minute cât pierdea de la Slovacia. Și încrederea asta cumva a dat și un plus de liniște. Era foarte plăcut că în tribune erau, la toate meciurile, au fost mai mulți spectatori care țineau cu România decât cu celelalte echipe. Da, bine, România are diasporă. Iară diasporă, dar eu am fost la meciul din 2016 cu Albania, când erau 2000 de români și era un stadion de vreo 50.000 de albanezi.
aproape tot stadionul era colorat în roșu. Eu țin minte, atunci nu m-am simțit deloc confortabil. Deși, mă rog, eu susțineam echipa împreună cu cei care au mai venit. De data aceasta s-a schimbat. Deci românii au venit și din țară și de pe loc. Eu, sincer, de aici, de acasă, mă uitam și mă uitam, verificam din minut în minut nivelul de stres, pentru că, într-adevăr, aveam emoții. Aveam emoții și pentru echipa Ucrainei, care chiar îmi doream să se califice, pentru că au avut, nu au o echipă rea, mai ales în detrimentul de mijloc și ofensiv. Au jucători buni, jucători de perspectivă. Îmi pare rău că nu s-au calificat, poate produceau vreo surpriză, pe cine știe. Mie nu-mi pare rău, eu am fost la meciul Moldova-Ucraina când ne-au bătut 4-0. Asta a fost cu mai puțin de o săptămână înainte de meciul România-Ucraina. Deci eu chiar m-am bucurat foarte mult că România a câștigat și e doar vina Ucrainei că nu s-a calificat, pentru că nu poți da vina că, iată, noi avem 4 puncte și noi ne-am calificat, dar Slovenia cu 3 puncte s-au calificat. Deci regula e clară, trebuie să iei primul sau doilea loc în grupă sau să fii unul din cei mai buni de pe locul 3. Dacă ești ultimul loc în grupă, sorry. Dar eu am mai zis-o și eu ți-o zic și acum, eu cred că eu mă aud din 2004 la turnee finale. Eu cred că ăsta a fost unul dintre cele mai slabe turnee la care m-am uitat. Din punct de vedere fotbalistic, al spectacolului fotbalistic. Foarte puține goluri marcate, foarte multe goluri, autogoluri de fapt marcate, ci nu știu dacă... Eu țin minte, la celelalte turnee erau jucători care din grupă ieșeau deja cu câte 5 goluri marcate. Sau 5 goluri... 3-4 deja avea un avantaj. 5 goluri, asta e cam pe final de turneu. Eu cred că 2004 a fost destul de plictisitor. Bine, Grecia a jucat un antifotbal. Faptul că Grecia l-a câștigat, demonstrează. Dar bine, situația a fost cam similară și în 2016. Atunci îmi plăcea echipa Cehiei și Olandei. Din păcate, nici una, nici alta n-au ajuns în finală. Dar aveau componențe bune. 2008 a fost decent. 2008 Olanda, pur și simplu, în grupe a fluturat cu toți. I-a bătut pe toți, nu și-a văzut de nimic. Franța, Italia și România. Și în sferturi au plecat acasă. Rușii au eliminat. Acea echipă Olandei care în 2010 a ajuns în finala campionatului mondial și care a pierdut la aceiași spanii care câștigase anterior campionatul european. Da, a fost la un pas de câștigare primii lor cupe mondiale. Ați minte acea finală din 2010 și a avut foarte multe ocazii, deci chiar... Bircu și cu un Casillas sunt foarte bun în poartă. Da. Ce facem? Mizăm pe Spania? Din echipele rămase, eu voi ține cu Olanda. Olanda este o echipă cu care țineam în copilărie și dacă excludem Germania, România și Moldova, Olanda ar fi. Mi se pare că Olanda nu mai este, de câțiva ani nu mai este la nivelul la care a fost anterior. Cu siguranță. Adică până în 2014. Din 2014 încoace cam... Nivelul individual al jucătorilor este mai scăzut. Din stele, puteam spune că Van Dijk e o stea de prim plan mondial, dar pe de altă parte, ei ca echipă se descurcă foarte bine. Și cred că azi va fi un meci destul de disputat. Dar cum crezi? Care a fost, iată, lăsând meciul de azi, miercuri, că noi azi înregistrăm, care a fost cea mai bună echipă de acest Euro? Obiectiv, Spania. Pe de altă parte, Germania a jucat de la egal și s-a refuzat un penalt. Deci... Dar... Și acel penalt e discutabil, dar... A fost acordat penalti pentru Hens într-o situație mult mai... Când șutul nici nu era pe poartă, când... Era o fază total diferită. Nu mai țin minte în ce meci. Când s-a detectat cu cardiograma, când se depistează că mingea a fost atinsă
cu mână. Dar aici șutul a fost pe poartă. Hai să luăm golul anulat Olandiei cu Franța, când s-a spus că un jucător a fost în offside pentru că el probabil ar fi putut încurca portarul. Ok, probabil ar fi putut. Aici șutul era pe poartă. El cu mâna chiar a deviat mingea. Deci mingea putea să fie, adică da, putea să fie gol. Arbitrul a refuzat să analizeze la VAR. Nu a fost analizată faza la VAR, dacă nu greșesc. Au fost câteva reluări care arătau un posibil offside la un jucător al Germaniei, nu mai știu cine era, Fülkrug sau altcineva, înainte de a șuta, de momentul șutului. Și probabil de aia s-o fi gândit sau fi fost consultat, dar faptul că arbitrul nu a consultat la VAR așa este... Oh, bine, faptul că n-a consultat înseamnă că nici offside-ul n-a fost consultat. Probabil, da. Da, a fost o decizie de moment, nu știu dacă... Dar e o decizie care putea schimba soarta turneului. Cu siguranță. Dar, bine, eu până la urmă mă bucur că n-au consultat această... Unii se bucur, unii nu. Cel mai bun jucător? La acest turneu... Eu cred că Yamal este un jucător deschidere, fiind un teenager. A dat ieri primul său gol la un turneu final european și cred că a devenit cel mai tânăr marcător. Din toată istoria turneilor finale, indiferent că european sau mondial. Aoleu. Și cum a făcut? A făcut un semifinal. Deci, un jucător de mare clasă. Cu siguranță este unul dintre eroi. În general, eu nu cred că sunt jucători care au ieșit foarte mult în evidență din păcate la acest turneu, nici ca goluri marcate, nici ca contribuții. Aș spune că Dembele în sferturi a jucat extraordinar. În semifinale n-a mai strălucit, n-a mai fost același om. Deci, în anumite epizoade, anumite jucători au ieșit în evidență, dar constant. Per total, e greu de discos pe cineva. Deci, pentru mine, Yamal este un jucător care este o revelație și cred că faptul că i s-a acordat încrederea asta la o vârstă fragedă de a juca titular și nu în orice națională, internațional unde există o competiție foarte mare pe fiecare post și el a strălucit, a dat asisturi, a dat gol. Să vedem ce va face în final. Mihai, eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit la noi și am discutat, mai ales despre pasiunea noastră comună, fotbalul, și te mai aștept aici și cu alte ocazii. Mersi mult pentru invitație. Dragi prieteni, aici încheiem ediția de astăzi a podcastului Dialoguri. Până data viitoare, să ne revedem cu bine, sănătoși și întregi, la cap și la minte. Numai bine! Thank you.